Mai încearcă o dată, ia, încă o dată. Ce fail. Încă o dată? Se intră la Bebro. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Bine ai venit la un nou episod de Poliția CSGO, adică seria în care chiar dacă scopul nu este să eliminăm codații, măcar să râdem de prostiile pe care le fac. Domnul Suspect, începem cu el pe Miraj. Foarte frumos, de la warm-up, începutul începutului. Am pușcat și el ceva, până acum nimic. Trebuie să vedem de ce a luat report. Și demo-ul nu degeaba începe de la warm-up. Stați liniștiți, deja avem 3 frăguțe pe capaos, direct pre-fire. Se pare că nu. De data asta sta să-și o ia, ok. Bam. Bam. Niște băhop, iese cu SP-ul direct pe cap, omul AFK. Și începe prima rundă din meci, toată echipa aproape AFK. Acum se trezesc și ei, doi oameni vin către B. Haideți să vedem, n-am tras nicio concluzie la warm-up. Nu am vrut să trag, nu de alta. Vreau să vedem faze din meci, cu siguranță în meci a luat report, nu la warm-up. Dar de la primele runde zic eu că a luat report. Pre-fire aici și nu cred că l-a auzit pe primul și a tras și s-a întâmplat să-l nimerească pe al doilea. Totuși, să nu... Oh, ce să nu. Ce să nu, că e pe ei direct. Trei bobițe, un om în city, un om default plantează. Hai să vedem, se bagă în junglă, revine la site. O să intre în fight sau nu? Și s-a ocupat ai lui de toată runda. Bun, vă invit să apăsați buton de like și să salutați algoritmul sau pe domnul Suspect jos în comentarii. Știți ce zic, pentru că e cea mai veche și mișto serie de pe canal. Și haideți să vedem B. Apartamente, nimic, dă un nade. Totuși el avea mai mult info decât trebuie. De ce dă nade-ul ăla în gol? Că nu era frog aici încă. Să fim serioși, ia să vedem. Pre-fire direct, no, prefa de wall, nu mai sunt cu ea la discuții. N-are niciun sens, mai mult ca sigur. Îl ajută și pe tras ceva și posibil să avem și pe movement la bunny hop, mă refer. Deși ce a făcut până acum putea fi făcut foarte lejer, fără vreun cheat. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. În continuare, se bagă pe short, omul e aproape în casă, iar și pre-fire. E clară treaba cu wall-ul, nu are nicio jenă să dea cu wall-ul. La fiecare unghi o dă milimetric. Cum a ieșit un pixel, jucătorul a tras. Se vede clar că îi știe de înainte. Cu toate astea e puțin ciudat, dar s-ar putea să aibă trigger, știți ce zic? S-ar putea să aibă, pentru că el îi vede dinainte, ar putea să tragă și în perete dacă ar fi. Și nu cred că are el reflexul ăsta, gen a ajuns, știți? A trecut jucătorul, bam, am tras fix la milimetrul ăla când jucătorul a trecut de perete. Posibil să țină ținta acolo și să se activeze automat când intră jucătorul în țintă, știți ce zic? De asta zic că are trigger, foarte posibil. Bun, are derby aici cu domnul Bell, îi dă un nade, l-a scos cu nade-ul, nu pot să cred. Și ultimii doi de pe T-side sunt prin bază, el o lărește pe aici, pe la B, pierde timpul, se bagă în conector, ajunge pe A și ce să vezi, dă și de ultimul adversar, tot el, și le elimină. Nice, avem 3-0 și momentan o bifă, e 100% sigură, aia de old, și i-ar asigura și banul teoretic, dar sistemul nu funcționează, știți foarte bine că nu prea au efect overwatch-urile, chiar dacă apar, chiar dacă dăm verdict, contrile nu prea își iau banul, ori n-au chef adminii, ori adminii nu primesc absolut nimic în urma overwatch-urilor, ori e cam dezactivat, știți ce zic, și e lăsat doar așa să fie de formă, să-l facem noi de fan, cei care fac overwatch de fan. Dar chiar câți dintre voi faceți overwatch și câți dintre voi doar vă uitați la seria asta pentru că vă place și că vă distrați? Spuneți-mi în comentarii, chiar sunt foarte, foarte curios. O lărim all around către B-side, doi jucători se îndreaptă în partea asta, dar cred că se bagă la under, cam așa ceva. Sada Neidu, Frog vine în coa, Frog e cu B-ul, îi place aici să-l olărească de Suspect la B, încearcă iarăși pre-fire domnul de Suspect, numai că nu prea s-a pupat când a tras el cu strafe-ul pe care l-a făcut Frog. S-a dat smoke-ul ăsta pe short, el dă un smoke în casă, cred că se începe așa puțin troll, că smoke-ul a venit de la ei lui, nu? Deja ne țopăim all around. Apasă cutiile pe mid. What is this? Da, n-are chef să meargă pe ultimul jucător, asta e clar. Îi lasă pe ai lui, adversarul lor e scos după ce se termină timpul, ceea ce nu prea le face bine adversarilor, că respectivul player nu are bani. Opa, și-a luat-o de la Frog. Take it ușor. Mamă, n-a fost pe fază Suspect sau a lăsat garda jos după ce probabil că adversarii au zis că i-au dat report și că o să ia bani și toate cele. N-a, știți cum se întâmplă când un adversar e cu code, te apuci și scrii pe chat că îi dai report, că o să ia bani, că o să vadă el, că nu știu ce, că
Nu intru în detalii. Și văd că s-a cam potolit aici. I-a tras-o lui Bell acolo direct pe cap. Mai are un om sus pe top mid și omul de jos de la con. Ia să vedem, se va băga, să pușeze, se bagă cu curaj aici sau rămâne să pândească la smoke. Cam boring ce face de suspect. Ia, vor să-și facă rambust, fiți atenți. Numai că nu prea a ieșit rambustul. Mai încearcă o dată, ia, încă o dată. Rambust, ia, mamă, ce fail. Încă o dată, se intră la B, bro. Da, The Suspect se ocupă de ambii adversari și iar încearcă rambustul și a patra oară, nu, a treia oară, că era a patra dacă nu se întorcea el spre B să se ocupe de adversari, dar s-a oprit. Frog s-a plictisit de venit la B, vine emul de data asta, vezi că vine și Frog, dar s-a băgat în under. Jucătorul din B se retrage, circ total, The Suspect salvează AVP, hai să vedem, dă prefire lui Iceberg, aici a vrut, cred, să tragă, dar cred că a dat Q înainte să apese pe mouse ca să tragă glonțul. Și mai avea un jucător la rampă, ia, fiți atenți, ținta lui e la palat. Era să fie bine, dar n-a fost să fie, o să-i dăm cu două fără sărituri, fără griffing îi ajunge. Dacă overwatch-ul funcționează, banul lui e asigurat, profilul împodobit cu vacban și noi mergem la următorul suspect, let's go! Și ajungem la ceva clasic, Dust 2, let's go, de unul de suspect. Pare puțin pierdut așa la primele frame-uri pe care le vedem din demo, dar își revine, are bomba și se duc către B toți, aruncat-o, după o recuperează, ajunge în spatele coloanei și are 3-1-3, scor 7, au luat bonus maxim pentru că au pierdut toate rundele până acum. Hai să vedem care-i treaba cu el, că cu siguranță nu a luat report degeaba. Ok, aici omul jos de la poartă, aici nici nu vede adversarul și vrea să tragă în el. Recuperează AVP-ul, se urcă pe cutie și hai să vedem, se pleacă către ea. Cam așa pare. Îl simt puțin roboțel și îl și miros cu coduri, guys. Deja miroase domnul The Suspect. Nu vreau să mă pronunț mai mult de atât. Haideți să vedem mai multe faze. Plantează bomba. Ultimul adversar rămas vrea să vină din spate de pe lung. Ia să vedem. Domnul The Suspect se uită pe lung. Adversarul parcă ar veni. Ba, chiar se bagă. A ajuns la mașină. Stai ușor. 1 versus 1. Omul chiar vrea să facă clutch-ul, a sărit, l-a depistat cu siguranță pe The Suspect. Și ce credeți? Yoshi dă 4-0 pentru echipa City. Fiți atenți aici, nu trage pe mid și a luat tot info-ul pentru că nu a tras, n-a trebuit să se retragă, știe ce s-a întâmplat sau teoretic ar trebui să știe. Dar nu știu dacă se joacă la un nivel atât de mare încât să conteze dacă el știe, dacă a văzut, dacă știți ce zic, how. S-a blocat aici cumva că are el ceva așa la poartă, stânga, jos, știți ce zic, avea el o târșă, puțin așa, era târșă lui. Al doilea oameni, dacă ați auzit bine, cred că ați auzit bine. Da, a scos 2 și cam aia a fost runda pentru el. Momentan nu vedem nimic fabulos, nimic care să ne dea foarte, foarte tare pe spate, dar e clară treaba cu domnul ăsta. Fiți atenți. Vine la B, încearcă să tragă el prin smocuță, știți ce zic, 3 gloanțe a tras, deja mai are 2 pe polar, ar trebui să încarce, sincer să fiu, că de când cu update-ul cu 5 gloanțe pe polar e cam complicated, așa, un singur glonț rămas și finally încarcă și el. Hai să vedem, se bagă pe lower tunnel și avansează către mid, după aia ea se va urca pe short și va pușa cu aiul lui pe A sau o să mai pierdă timpul pe mid. Nu, se pare că se bagă și se bagă cam la înaintare așa, singur om în city, el nu iese cu mare grijă față de site, reacționează la omul de pe lung, mi-e tare greu să cred că la cum joacă el roboțel așa, a avut el reacția asta și chiar a fost naturală și reală, că efectiv l-a văzut pe ăla din lung și i-a și tras, how, știi ce zic, mi-e greu să cred, nu pare el să joace la un nivel atât de mare, se uită pe mid, se uită sus, apoi reacționează, da, n-are nicio treabă ținta cu adversarul aici și este 4-2 pentru echipa City. Au mai recuperat și ei 2 runde, totuși este bine, iarăși iese pe mid și nu trage, iarăși vede că îi se bagă oameni pe mid. Pe al doilea, nu știu dacă l-a văzut,
Dacă n-ar avea wall, știți ce zic? Puțină atenție către short, vedeți? Se pune către la aici. Ține. Fiți atenți, iese adversarul. Și... n-a fost să fie, nu e reglat cum trebuie, domne. Nu s-a făcut bine reglajul. E dat peste cap, pe la setări, pe acolo a umblat cineva și și-a băgat mâna, știți ce zic? Și n-a făcut bine. Take it ușor. Ia să vedem. Are om aproape de mașină. El și că are treabă cu site, așa, e frică de site, vedeți? Dă un smoke total nereușit, dă un nade fix la lungă acolo unde e adversarul. Adversarul trece. Nea domnul adversarul a trecut în stânga, dă suspect să-i urcă pe bordurică și îl scoate și rămâne un singur adversar care vine pe short. Ia fiți atenți, dă suspect, asta zic, în direcția aia se îndrepta el. Și aici, deși a părut, nu știu, ăsta ar fi părut ca un hit pe piept, a fost cap, nu știu, la mine, eu zic că piept s-a văzut. Habar n-am. Ia. Iese pe lung, dă un flash, se întoarce, pleacă pe mid. Opa, vedeți că i s-a băgat un pe mid acum. Ce face? Se întoarce către lung? Ha, pe mid sunt doi, pe lung e doar unul, știți ce zic? How, how. Ar fi mai lejer, ia să vedem dacă se bagă și... Cum se bagă dacă se bagă? Deci a făcut picul, se uită un pic și mai în dreapta. Are un om acum care vine de la CT, probabil că îi vine în ajutor omului de pe lung și îl vede pe ăsta că vine și el se retrage. Uitați-vă, pic! Mamă, 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 ăla planau. Și aici iarăși iese el în porți. Mamă, și s-a speriat, era jucătorul acolo. Bam, și a reacționat pe el. Take it ușor. Stai așa că nu e așa, știi ce zic? Ba, olu, bifat. Aimu, bifat, verifică la mașină colțurile, dar vedeți cum le verifică, nu le verifică ca un jucător, ca atunci când vrea să pună ținta undeva, când verifice și cu ținta cam unde ar fi jucătorul, el pare că se plimbă cu ținta pe acolo, pare că merge aiurea cu ținta, așa, numai de formă și bine, chiar asta face, de formă face chestiile astea ca să pare el clean, știți ce zic? Bam, scoate un om, n-a sărit pe cap de data asta și este tot în city adversarul, unul din adversarii rămași, bam, aici... Direct pe jucător și aici, aici n-a fost să fie, mă, eu zic că ai mă e reglat cam prost, dar îl are, e roboțel omul, se vede că face chestii de formă încercând să ascundă cheat-ul și hai să vedem mai departe, se bagă pe short, bam, aici s-a teleportat ținta, s-a văzut clar și eram sigur că pe AK o să se vadă mai bine decât pe AVP, ai mă, da. Bine și pe AVP se vede, se vede că uneori nu intră deloc și alteori intră mai bine decât trebuie să intre. Bun, trece în site, la pasă și pe el din lung și aici direct, bam, frumos, face fragul, oricum era secat adversarul. S-a ieșit pe mid, a făcut acolo un strafe, a păcălit polarul, dă un molly pe short. Bam, și-a vrut să și iasă pe el, numai că, hau, n-a fost să fie, s-a retrage cătorul prin molly, ai lui... Încearcă să ia lungul și au dat aici smoke-ul ăsta la colț. Presupun că n-a fost dat de adversar sau, mă rog, nu mai contează cine l-a fi dat. The suspect vine și el cu un smoke, care și ăsta ar fi avut gap. Noroc că-s două și oricum a trecut, n-avea cine să-l țină sau să-l apese. Omul de pe short e pregătit de un The suspect pentru el. Fiți atenți, numai că omul de pe short îl știe pe omul de pe mid. Mamă, vezi că se joacă bun, mă, The Suspect. Și ultimul player este pe mid, eliminat de ai lui The Suspect. De curiozitate aș vrea să văd scorul, dar stai să vedem ce se întâmplă aici pe lung. Bam, scoate un om, fuge. Vine pe mid, nu e nimeni aici. Și-a dat și flash în ochi. Are player în site, bam, headshot direct. N-avea o treabă ținta cu capul, nu mai zic nimic. Aha, și aici și-o ia. Și n-a apucat să văd scorul. De ce? Că am vrut să văd scorul. Ok, și dăm cu două bife și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage, codul am flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de el la maxim. Și ne-am mai distrat încă o zi cu încă un episod cu cheateri, că e plin de ei, știți cum e, și vă urez să n-aveți parte, decodați meciurile voastre și să nu jucați cu cod și să nu trișați în general, pentru că nu e bine să trișezi nu doar în jocuri, ci în viață în general. 7 ore când zic în general, dar nu contează. O zică mai bună, eu am fost Flash, pa, pa!